Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere, o etalare care vine tocmai pe 12 a 12 în ideea să vedem ce schimbări se vor manifesta cu ocazia acestui portal energetic. Știți, la fiecare 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, în fiecare lună există un portal energetic prin care trecem tocmai ca să schimbăm ceva. Acesta este ultimul pe acest an și avem de încheiat niște cicluri clar. 12 înseamnă spânzuratul, da? Spânzuratul de două ori înseamnă ieșire din stagnare, ieșire dintr-un ciclu în care poate unii ne-am sacrificat mai mult decât e cazul sau unii v-ați sacrificat mai mult decât e cazul. Oricum, 12 spânzuratul înseamnă și o nouă perspectivă. Până la, mai este încă unul, dar deocamdată nu vorbesc despre el, dar până la finalului acestui an, trebuie să medităm la două subiecte. Și pentru că 12 înseamnă 3, de fapt, 3 pentru mine înseamnă Trinitate, dar înseamnă și 3D, aș spune că propunerea mea, nu știu, așa sunt ghidată să sfătuiesc, ar fi bine să schimbăm o perspectivă, felul în care gândim despre divinitate, despre credință și despre această viață pământeană, 3D-ul în care încă ne mai manifestăm, într-o formă sau alta, alții mai mult, alții mai puțin. N-am ce să vă dau să alegeți decât din această beteluță. Și inițial am vrut să vă dau doar acest brăduț, dar am văzut că vin perechi, perechi. Și a spune, pentru primul număr aveți această pereche de conulețe de brad, da? O pereche. Lăsăm restul, da? Primul număr. Al doilea, această pereche de năzbiluțe, măceșe, dragii mei, măceșe, ce ar trebui să simbolizeze. Și al treilea ar fi eventual, v-am zis inițial, am vrut doar brăduțul, dar zic, hai totul să vină, tot în pereche. Dar, uite ce frumos, seamănă cu brăduțul cu steaua în vârf, brăduțul de Crăciun. Dar nu-i vorba doar de asta, nu-i vorba și de alte lucruri. Acesta ar fi numărul 3, da? Brăduțul și steaua, cele două măceșe și cele două conuri, da? Numărul 1, 2 și 3. Vă puneți pauză și vă alegeți. Eu îmi pun, eu știu, betala deoparte, da? Betala deoparte. Nu știu cum o să facem, dar o facem așa. Cum fi ghidați. Ok, pentru primul număr, cei care ați ales aceste conulețe, da? Perechea de conulețe de brad. O pun aici ca să o vedeți. Haideți să vedem. Ce mesaje primiți? Situația. O situație care trebuie schimbată, în primul și în primul rând. Ia. Lăsăm așa. Dacă au venit, au venit. Opa, interesant. 9 de monede, asul de cupe și regina de spade. Situația în care sunteți. Și totuși simt nevoia să-mi iau încă o carte, ca să aibă legătură. Această regină de spade are nevoie să discute despre ceva. Între două persoane, nu mă leg de semnele de aer, de pământ și de apă, dar sunt două persoane foarte independente, foarte persuasive, care manifestă între ele o nouă dragoste sau manifestă vindecarea unei situații. Hai să vedem, totuși aș vrea după încă o carte. Încă o carte. Nu pot să... A venit invers. 4 de bâte, interesant. 4 de bâte. Alt semn foarte diferit de foc, dar nu musai. Interesant că s-au oprit cărțile la Marele Preot și 2 de spade. Da, și căsătoria 10 de monede, vedeți? O să pun cărțile în așa fel încât să le vedeți. Deci, situația la care mă refer, pentru cei care sunteți la numărul 1. Uitați, s-a oprit la Marele Preot, 2 de spade și 10 de monede. Este o construcție, că e familia din care veniți, sau este familia pe care v-ați făcut acel 10 de monede. Poate să fie și jobul, că pentru unii jobul reprezintă familia, adică acolo stau toată ziua pentru că au de făcut bani. Și te vine ca o a doua familie, de-aia zic. E ca o familie, joburi. Însă, simt că sunt două persoane diferite, una independentă, alta
În general independentă, dar care, din cauza acestei iubiri, pe care o perioadă a dat-o la spate, este forțată, sau mai degrabă zis, nu forțată, forțată de univers, să vadă măcar acolo, la sfârșitul anului, că ceva se întâmplă acasă, că familia acestei persoane, da, nu e în regulă. Acolo se blochează niște lucruri, nu se comunică corect sau cineva trebuie să facă o alegere, alegere foarte importantă, între o legătură spirituală profundă cu cineva și o legătură karmică. Poate să fie familia, repet, din care veniți, genealogia sau familia pe care v-ați făcut-o. Și provocarea este să, pentru că acasă nu mai merg lucrurile, să separați lucrurile, să încheiați eventual contractul respectiv, rupt contractul sau eu știu ce. Evident că acest lucru poate să se manifeste și la nivel de casă. Vă separați casa într-un fel sau altul, prin acte. Faceți, nu neapărat că divorțați, pentru unii clar este un divorț, din motive de dragoste. Cineva vă inspiră la o nouă dragoste și, sau voi inspirați pe cineva la o nouă dragoste și provocați să analizeze conceptul de cuplu, da? Care până acum la ei nu a existat. Patru de bâte este cartea flăcărilor gemene, dar ei nu au știut ceea ce a flacără geamănă, nu au știut ceea un cuplu fericit. Și în momentul în care a apărut dragostea și personajul care i-a inspirat la această dragoste, personaj de valoare, adică nu vorbesc de o fătucă sau un băiețel de care s-a îndrăgostit, nu vorbesc de oameni de valoare, nu de monede, da? Oameni de valoare de care s-au îndrăgostit, pentru că așa a fost să fie, așa fuse hotărârea Universului, da? Să se îndrăgostească, să manifeste dragoste și să manifeste vindecare emoțională și să descopere emoțiile în relație cu acest personaj, deși o perioadă au dat această dragoste și situația la o parte, tocmai ca să rezolve ceva acasă. Ori, repet, ori să schimbe case, ori să schimbe joburi, ori să schimbe niște contracte. 10 de monede înseamnă contract, și marele preot înseamnă contract, regina de spade nu e obligatoriu să fie gemeni, balanță sau ce fi zis săgetător, nu știu, sau vărsător, dar poate să fie o notăriță, cineva care lucrează cu acte, da, judecător, judecătoriță, da. Deci situația, hai ca să nu mai lungim mult. Acum, după acest portal, interesant, acestea nu le-am văzut în timp ce o să le pun deoparte. Probabil că au legătură, tocmai mă pregăteam să zic după acest portal. Interesant cum au venit. Da, vedeți? Au fost niște blocaje. Au fost niște blocaje în calea manifestării unei iubiri divine. Deci le pun așa deoparte, da? 9 de bâte. Sau, da, așa simt și mai degrabă. Da? Blocaje, spun așa, blocaje, pentru că simt că mai degrabă blocajul a fost în această situație, în această dragoste, în acest potențial de vindecare și de creștere spirituală a acestei regine de spade. Și zic blocaj pentru că au trebuit rezolvate problemele de acasă, din familie, cu părinții, cu jobul, cu eu știu ce mai fi, da? Ei, acestea fiind blocajele, momentul de alegere foarte important în îndrăgostiții, da? Și de vindecare. Da? Vindecare, am vorbit și la asul de cupe de vindecare. Am vorbit pentru că este, da? Asul de cupe nu înseamnă doar o dragoste, o romanță, nu. Înseamnă recunoașterea unor emoții profunde. Recunoașterea unui personaj, temperanța, vedeți, are două cupe. Recunoașterea unui personaj care ne echilibrează sau vă echilibrează sau îi echilibrați, da? Emoțional. Și atunci, cred, așa simt, marcajul, persoana cu marcaj puternic pe gemeni. Și zic, săgetător, interesant că aveți 9-9 și temperanța și versus, mai bine zis, versus un personaj cu marcaj puternic pe săgetător. Și când zic marcaj, dragii mei, nu zic zodie, poate să fie și lună, și Venus, și nodul nord, cineva, sau cu marcaj în casa nouă, hai să trecem și la categoria a doua, da? Marcaj pe casa nouă a spiritualității. Da? Cineva care are acest potențial spiritual mai mare decât celălalt, care a fost pus
în postura în care trebuie să decidă și să renunțe la vechile tradiții. Amândouă înseamnă tradiție, da? Să le analizeze. Și regina de spade analizează, domnilor și doamnelor, da? Tradiții, tradiții, bani, religie veche, da? Așa, hai să vedem la ce trebuie să renunțe acest personaj sau voi, la ce trebuie să renunțați în această perioadă. Iau acest set de cărți pentru renunțare, pentru că atunci când treci printr-un portal, da, e ca și când treci dintr-o cameră într-alta. Ieși dintr-o cameră și intri într-alta. Hai să vedem din ce ieșiți acum în această poveste. Odată, de două. Uf, ce vrea să fac? Nu mă lasă să mai tai pentru că se grăbește. 9 de bâte, da? Interesant, da? Vedeți? 9 de bâte. Reapare 9 de bâte. Deci și 5 de cupe. Da? Aceste blocaje, la asta trebuie să renunțați. Nu mai amestec că au venit, da? La aceste lucruri trebuie să renunțați. Chiar și dacă voi vă simțiți aici, persoana care inspiră dragoste și recunoașterea emoțiilor și adevăratei spiritualități, da? Versus persoana logică care a avut parte de o familie tradițională, nu prea fericită, dar lucrurile mergeau bine financiar, da? Și ea acapare dragostea îndrăgostiție și asul de cupe. Și temperanța se pare chiar flăcări gemene pentru unii, nu pentru că gemeni, pentru că e temperanța. Dar, că renunțați voi, că renunță ei, în acest context, cel puțin o persoană, eu zic ambele persoane, dar trebuie să renunțe la aceste blocaje, apare de două ori 9 de bâte și 5 de cupe, care au creat regrete, care sentimentul, fa, uite că nu merge povestea așa cum mi-am dorit, de fapt nu mă iubește, de fapt nu e ce am crezut eu că este, chestiuni de genul ăsta, regrete, regrete. Poate și o nostalgie, posibil că unii la un moment dat nu ați discutat, pentru că regina de spade era preocupată de alte lucruri. Evident că poate să fie, eu nu am simțit nevoia să spun la trecut, poate să fie și la prezent. Și atunci, în acest context, renunțați la starea de negativitate emoțională care va atrage și mai multe blocaje, nouă de bâte. 5 de cupe. Că ați pierdut o oportunitate, că ați pierdut dragostea, că nu vă puteți echilibra, da? Că ați pierdut stabilitatea, da? E o pierdere emoțională la 5 de cupe, da? Care adaugă blocaje. La asta trebuie să renunțați. La capătul setului de cărți, ce aveți? Iau de 2 de bâte, trebuie să vă faceți planuri. Regele de cupe. Și împăratul. Posibil. Dacă așteptați pe cineva să aleagă un om important, bărbat, femeie, nu contează, pentru că am văzut împăratul și regele de cupe, să-și descopere latura emoțională, capacitatea de a iubi, în primul și în primul rând, doi de bâte, da? Poate să fie nevoia acestui personaj, regele de cupe și împăratul, da? Da, împăratul. Uitați-vă cum stă de închis, da? Și regina de monede, soția sau mama, personajul tradițional. Din punctul meu de vedere, eu așa le văd. Așa. Renunțând la aceste lucruri, îi lăsați pe ei să-și facă planurile, alegerile, nu vă mai bateți voi capul. Ia să pun altfel de lumină aici. Da? Nu vă mai bateți voi capul cu ce fac ei. Deci la asta trebuie să renunțați, să vă eliberați, ca să treceți în camera următoare. După 12 a 12-a, ce ar trebui să se manifeste? Hai să vedem. O să folosesc aceste de cărți. Nu pot să amestec chiar în fața voastră, pentru că mi este efectiv, mie să nu dau camera, tripodul peste cap. Încerc, dar e foarte aiurea. Așa că voi auziți că amestec. Și hai să vedem. Ce va veni după acest 12 a 12-a? În această situație, că or fi multe pe care le trăiți, ca majoritatea, da? Ia uite, deja vorbesc, cărțile nu mă mai lasă la voi, nu? Regina de cupe și asul de spirale. Vai, ce frumos! Am văzut regele de bâte, am zis, lăsați-l în pace să se descopere pe acest împărat. Da?
Pentru că trebuie să aleagă doi debute, da? Trebuie să aleagă, dar să facă și, cum să zic, pașii, să se implice. Că am văzut doi de spade aici, că alege, într-adevăr, alegerile sunt mentale, dar apoi gândurile ne influențează emoțiile și emoțiile ne influențează acțiunile, putere, da? Așa că, dragii mei, voi, în primul rând, trebuie să renunțați la 5 de cupe, 9 de debute, sentimentul acela că nu merg lucrurile și în momentul în care scăpați aceste, da, e o energie 5, apropo de 5, de marele preot 5, da? Schimbați energia, da? Acolo, la sfârșit de an, că am vorbit, vă trimit să ascultați ce am vorbit la începutul anului despre acest an 2021 din punct de vedere numerologic, în mod special numărul 5. Repet, cu cât stați în 5 de cupe, în lacrimi, în ce a fost, în de ce nu merge, că dacă cumva m-a înșelat, cu cât vă gândiți la așa ceva, cu atât manifestați aceste lucruri și adăugați, repet, blocaje. Nu. Nu. Renunțați la aceste lucruri, lăsați-i pe ei să-și facă planurile, să se redescopere împăratul și regele de cupe, da? Să se redescopere. Vedeți aici, interesant, aici sunt doi de bâte și aici doi și cu doi, da? Înțelegeți ideea. Și după acest 12 a 12, după acest portal, veți simți eventual o nouă pasiune față de voi, în primul rând. O nouă putere de a vă vindeca. Interesant, da? Hai să spunem așa. Da? Hai. Regina de cupe sub 5 de cupe și asul de spirale sub 9 de bâte. Da? Asul de bâte. Deci puteți, în momentul în care schimbați și voi energia voastră, mai ales dacă sunteți flăcări gemene sau suflete perechi, vă influențați. Dar vedeți că 9 de monede se uită înspre regina de spade. Regina de spade ar oferi, interesant cum vine, da? Ar oferi, dar e așa. Dragostea vine dinspre regina de spade, dar deocamdată ea e ocupată în această perioadă, după acest portal sau la un moment dat. Poate nu chiar acum, imediat, instantaneu, veți simți schimbarea. Dar la un moment dat, se va manifesta o nouă etapă în relația voastră, asul de spirale. Poate, evident, să mai fie un as de bâte cu altcineva, un început plin de pasiune cu altcineva care vă iubește și are timp de voi. Dar eu cred că, totuși, împăratul a zis că trebuie să se descopere regele de bâte. Pardon. Să-și descopere emoțiile, regele de cupe și împăratul, da? Și să-și facă planuri. Cum? Ce alege? Și va alege. Va alege dragostea, va alege compasiunea, așa zic eu. Așa simt. Doamne ajută! Dacă nu vreți să se mai manifeste nimic cu trecutul, ok, eliberați-vă de trecut din cauza blocajelor, da? Și manifestați compasiune, vindecare față de voi, regina de cupe, da? Și nou chef de viață, un nou proiect, da? Asul de bâte. Poate să fie al vostru, pur și simplu, personal, un nou proiect, care vă satisface emoțional cu regina de cupe sau poate să fie o nouă pasiune. Dacă voi vreți, pentru că orice poveste depinde de ceea ce alegeți și voi, nu doar alții, dacă voi vreți să dați șansa acestui personaj, veți trăi și veți vedea. Dar în primul rând dați-vă vouă șansa, da? Să simțiți viața din plin asul de iaute, de bâte, da? Și cred că va fi totuși o împăcare cu 6 de oglinzi, iaute și asul de monede. Va fi o împăcare și se va manifesta în realitate asul de monede. Asta înseamnă, se va manifesta în realitate, aveți deja triaj, asul de cupe, asul de bâte și asul de monede. Se va manifesta în realitate. Ceva deosebit, o relație profundă cu 6 de cupe, da? O relație profundă. Dacă vreți. Vă spun de nu știu câte ori, pentru că totul depinde de ceea ce vreți voi. Am zis de gânduri. Eliberați-vă de gândurile negative dacă vreți să atrageți pozitiv. Dacă vreți să atrageți negativ, este alegerea tot a voastră. Rămâneți în ce vibrație vreți voi să rămâneți. Pentru că sunt alegerile personale. Acum,
Dragii mei, să trecem la numărul 3. Cei care ați ales aceste măceșe, da? Le pun așa să se vadă. Iată așa mai într-o parte. Așa. Numărul 2, pardon. Da? Nu știu cât am zis, parcă 2 am zis, nu? Deci cei care ați ales cele două măceșe. Multă pasiune pentru că e roșu, dar poate că nu e doar vorba de asta. Poate că e vorba de alte lucruri. Ca de exemplu stabilitatea, dorința de stabilitate. Amestecările, dragii mei, pentru numărul 2. O să vedem mai întâi portalul acesta energetic, 12-12, ce situații aduce. Asul de spade și vă aduce un asta. Asul de spade, o înțelegere, cum am zis mai devreme, chiar la început, despre spânzurat, o nouă perspectivă, o victorie, o separare. Da? O lamă este în lumină, o lamă este în întuneric. O lamă, da. Pentru că această sabie are două, sau mai bine zis, sunt tăiși, două laturi, în fine. O separare. Separați lumina de întuneric. Numărul 2. Situația. Ia uite ce mai vine. Înțelegere, o victorie. Valetul de monede, dorința de a manifesta practic ceva. Uf! Regele de cupe. Și am văzut și împăratul. Cineva n-a vrut să arate emoțiile. Însă, asta nu înseamnă musă că nu le-a avut. Uite și aceasta. Ia, uite-l. A vrut să reapară, da? A vrut să reapară. Am zis că cineva fuge de emoții. Ia uitați-le cum arată. Are multă pasiune. Urmărește cu valetul de spade. Se uită. Urmărește. Urmărește pentru că e foarte interesat de situația în care se află. Dar fuge de emoții. Acum că cineva fuge de emoții, de emoțiile provocate de acest rege de spade, se poate. Dar sunt niște secrete. Marea preoteasă, judecata, wow! Judecata are nașterea din ce? Din lumea materială, din relațiile karmice, din relațiile acelea tradiționale. Dar totuși, aici este. Dar e bine că am început cu asul de spade. Claritate mentală. Victorie. Victoria minții. Și nu neapărat victoria minții asupra emoțiilor, dar poate să fie și victoria minții asupra egoului. Se dorește exprimarea cu valetul de monede acestei victorii printr-un proiect, practic, sau printr-o întâlnire. O întâlnire care să manifeste stabilitate cu acest împărat. Interesant, sunt doi bărbați. Aș putea să spun că sunt trei, unul mai tânăr, doi mai maturi. Și când vorbesc de bărbați, nu e obligatoriu să fie doar bărbați, poate să fie și energia masculină a unei femei, da? Însă, împăratul se uită înspre regele de cupe, dar regele de cupe se uită înspre valetul de monede, persoana mai tânără care este doritoare să exprime eventual adevărul și ceva practic. Interesant cum vine. Nu mă așteptam să vină mesajul ăsta, nu? Ar putea să fie două situații, da? Și că sunteți voi care vă întoarceți spatele la acest împărat care a fugit eventual de emoții. Împăratul poate să fie și regele de bâte, da? Dorința de control, de a domina. Prin pasiune, prin mai multe, da? Și în cauza aceasta a fugit de emoții. Și acum, dacă voi sunteți simțiți că aveți un personaj care a încercat să se controleze prea mult, în această perioadă, voi sau altcineva,
își întoarce spatele de la personajul care a încercat să se controleze prea mult. Și privește, nu neapărat înspre un băiat mai tânăr, hai să fim serioși, nu neapărat, am zis că aici poate să fie și o femeie care nu vrea să-mi arate emoțiile, da? Celui care așteaptă să primească fără să facă nimic. Poate că unii dintre voi v-ați hotărât să vă investiți în altceva, și emoțional, și practic, și mental, în altceva. Și nu în situații, nu musai tradiționale, nu în oameni care vor să controleze, vor să aibă ultimul cuvânt, da? Ar fi frumos să-și dorească acest împărat să vă protejeze, dar eu simt că acest, da? Șapte de spade, luna, regele de bâte, evident că poate să fie și invers, puteți să simțiți că cineva fuge de voi, voi vreți să oferiți stabilitate, vreți să oferiți adevăr, ceva realist, ceva practic și cineva fuge, cineva nu arată emoție, se poate și invers, da? Deci nu mai săriți așa în sus, nu intrați în panică, vai că de fapt, la la, nu. Ascultați și vedeți. Pentru că etalarea e foarte generală și încerc să o fac mai scurtă. Cineva își retrage apele, își retrage emoțiile. Mare grijă ca nu cumva să se practice o tehnică de manipulare emoțională. Știți, uneori când unii oameni nu vor să arate dragoste, există un termen, agresiv pasiv. Parcă așa era. Pasivitate agresivă. Nu arată pentru că încearcă să-i provoace pe ceilalți să arate emoțiile, dragostea, să primească dragostea de la ceilalți, ei ne arătând și ne oferind. Și aici este înțelegerea la care ajungeți voi acum. Eventual vreți, cu asul de spade, pentru că așa ați început, să creați ceva, să studiați ceva durabil, da? Și să scăpați de manipulatorii emoționali. Da? Se poate. Și atunci împăratul în acest context este de bun augur, este un susținător. Împăratul este o energie foarte stabilă, foarte puternică. Nu e o zodie. Evident că poate să fie și un personaj matur, cu experiență, cu stabilitate. Da? Și atunci am zis, dacă ați avut de-a face cu manipulatori emoționali, adevărul este că ați înțeles cine v-a manipulat și vreți, nu musai să aveți de-a face cu oameni care vă domină, nu, ar fi chiar culmea. Tocmai acum când ați înțeles adevărul și să aveți de-a face cu oameni care vă susțin, da, varianta bună a împăratului, și care vă dau sfaturi înțelepte. Și dacă nu-i vorba nici de om, da? Să fiți voi în această energie asta, eu vă sfătuiesc să ajungeți voi în această energie. Decât să așteptați de la X, de la Y să împărtășească cu voi idei sau proiecte, cel mai sigur, eu vă zic, din perspectiva unui manifestor, care în momentul în care stabilește un lucru că îl face, îl face. Mai devreme sau mai târziu. Și voi la fel trebuie să fiți. Nu neapărat că și eu voi un exemplu de urmat, dar eu dau sfaturi din perspectiva mea, a experienței mele de viață și a stilului meu și a idealurilor mele. Și atunci, dacă cineva v-a manipulat emoțional, nu v-a arătat emoțiile, mergeți înspre persoane stabile, dar mai presus de toate, mergeți înspre stabilitatea voastră personală, găsiți-vă stabilitatea voastră acasă, un loc, și acasă nu înseamnă musai, în casa în care sunteți. Dacă aveți acasă pe cineva care vă manipulează emoțional, alegeți ceva nou, o nouă direcție. Da? Hai să vedem, dragii mei. Am picat niște cărți pe jos, dar nicio problemă. Le-am luat și le amestecăm. La ce trebuie să renunțați în această perioadă? Am zis, portalul energetic este ca o trecere dintr-o cameră în alta. Hai să vedem camera din care ieșiți acum. Uite, asta de-a să apară.
șase de spade detașați, auzi? Și ați avut șapte de spade și asul de spade. Detașați-vă mental. Hai, mai dăm o carte. Detașați-vă mental de ce? De apele tulburi. Și regele de cupe nu trebuie musai să nu arate chiar nimic. Când el în general arată puțin, dar poate să arate niște stări emoționale atât de discordante, de negative. Da? Regele de cupe are capacitatea să vindece, este un consilier emoțional invers, exact opusul. Deci emoțiile acestui personaj cu care ați avut de-a face, dragii mei, care v-a dominat sau care, repet, pur și simplu v-au tulburat starea mentală, sănătatea mentală și fizică. Da, lăsați apele tulburi în spate. Da? Uf, acest personaj nu vindecă, mai rău face. Îmbolnăvește. Ia uite. Ce? Împăratul invers. Exact. Deci totuși e vorba de acest împărat. Până la urmă, ai să clarifica, da? Interesant. Că... Da. Foarte interesant. Împăratul a venit, a revenit invers. Și atunci trebuie să vă detașați mental de acest personaj. Tatăl copiilor, șef, da? Sau soț, sau un personaj important care are tendința nu să vindece, ci să aducă, să transmită emoții negative, să îmbolnăvească emoțional. Și aici este. Alegeți-vă o nouă direcție. Și ce dacă aveți mai puțin bani? No problem. O să-i faceți. O să fiți și voi cândva împărați. Da? Mai ales în împărăția aceea nouă, care o să fie dată unora. Dar nu facem acum nici filozofie, nici religie. Dar alegeți-vă un nou drum. Da? Sigur, al vostru. Asta e siguranța, că este lucru făcut de voi și sunteți într-un mediu sănătos. Că șase de spade merge înspre soare, înspre ape calme, da? Înspre o insulă liniștită, o oază de liniște. Aici este. Interesant cum se confirmă, da? Și la capătul setului de cărți, regina de pământ, da? Invers. Regina de pământ invers, iar este un personaj feminin, deci neobligatoriu, poate să fie și bărbat, da? Obsedată de bani. Și atunci confirmă atitudinea împăratului. Obsedată de bani, care n-are simțul valorului, are respectului nici al ei față de ea sau față de el, că poate să fie și un bărbat în energia sa, nici al celor din jur. Da? Interesant. Foarte interesant. Acum hai să vedem în ce direcție veți intra cu ocazia acestui portal și cu ocazia acestei detașări. Poate să fie și o călătorie. Dragii mei, dacă această călătorie vă dezechilibrează un pic, luați-o cu pași mici. Studiați terenul. Valetul de bâte de monede studiază. Studiați. Noul adevăr, noua direcție. Studiați. Asul de spade are claritate mentală. Munciți, puneți temelie la o viitoare construcție. Însă, s-ar putea cumpăratul invers, acel împărat, dacă este un narcisist, să devină gelos și agresiv. Dar nu e nicio problemă. Deci, în ce direcție mergeți? 8 de monede. Începeți cu valetul de monede și... Energia acestui portal vă va susține, ia uite, la capătul setului de cărți trebuie să regândiți diavolul și Phoenix, renașterea, ieșiți din energia karmică, energia toxică. Ce aici? Magicianul, ce frumos! Da, aveți niște conflicte, v-ați luptat cu acești oameni sau cu acest om. Această influență negativă, sau poate două influențe. Unul dominator, altul fiind, dacă e femeie, mamă și tată. Sau tată și mamă, da? Sau soț și soție. Soția
Să zicem, pentru că regele de cupe, da, mersi, inspirație, regele de cupe invers merge spre regina de cupe și atunci ar putea, repet, să fie energia feminină a cuiva, dar în varianta sa negativă. Care plânge, care se învinovățește, care face pe victima, care spune orice ar spune nu este bine, nu, nimic nu merge bine. Deci, nu știu cum să vă explic, dar sunt convinsă că toți ați întâlnit astfel de oameni care mai rău vă îmbolnăvesc emoțional când îi ascultați decât să vă vindece. Hai să vedem. Încă o carte pentru. Asta este. Deci, totuși. Aici este. Interesant că în acest set de cărți aveți. Simt că povestea este la voi, la numărul 2, în mod special ține foarte mult de carieră, pentru că apare a doua oară diavolul care reprezintă casa a 10-a a carierei, dacă ar fi să ne orientăm după zodia Capricornului. Împăratul iar este un personaj care poate să reprezinte ori un job, ori un șef la locul de muncă, în fine, sunt situații. Dar în aceste cărți aveți în magician două figuri, da? Una care scapă o perlă și alta care o prindă. Interesant. Lăsați, așa mă simt ghidată, lăsați să scapați de această atitudine, că e la locul de muncă, diavolul, împăratul, regele de cupe invers și împăratul invers. Că este acasă, voi știți. Dar e o situație karmică toxică excepțională. Lăsați-o să se ducă și manifestați, da, această perlă, valetul de monede, asul, manifestați ceva nou, manifestați. Asta înseamnă să aveți adevărul, înțelegerea, emoții sănătoase, nu de al de regele de cupe invers. Și studiați cu grijă și munciți pe rupt și să vă creați o nouă stabilitate. Veți avea și pasiune și chef de viață în acel nou loc. 6 de bât de spade merge într-un loc nou. La un job nou, o casă nouă, vă închiriați ceva nou, da? Și veți avea și altfel de emoții, uitați, sănătoase, asul de cupe e aici. Deci o carte cu, ia uite, stabilitate ar fi interesant, foarte frumoasă cartea. De fapt, sunt 4 de bâte aici, da? Nu doar stabilitate. Munciți într-o nouă direcție care vă va atrage suflete perechi, flăcări, gemene, vindecare emoțională, un nou chef de viață, revitalizarea voastră, da? Asta va fi dacă renunțați. Dacă nu, repetați ciclu. Ia să vedem la capătul setului de cărți. Ce aveți aici? Regele de spirale. Ia uite, pasiune. Puteți să vă conduceți, dragii mei, să vă conduceți viața voastră. Da? Nu să vă lăsați conduși de alții. Eu așa simt. Pentru că regele de bâte este un viitor conducător sau este un conducător, poate să fie ceva în subconștientul vostru, dacă puteți să vă recreați. Și ești și foarte creativ, da? Dacă vă folosiți ideile corect și le puneți în practică și vă faceți călătoria vieții voastre în această perioadă, nu musai a vieții voastre, a vieții voastre în această perioadă, da? Și vă eliberați de împărat. Da! Poate să fie împăratul în faza, da, a venit invers. Faptul că a venit împăratul invers sugerează că voi vă pierdeți așa zisul, falsul echilibru, dar vi-l veți recăpăta într-o altă formă, cu răbdare și cu muncă. Hai să vedem acum, dragii mei, sper că v-a plăcut. O să trec la următoarea etalare. Interesante sunt cărțile, interesante sunt etalările. O să pun deoparte. Să amestec. Eu nu le pun la fel. Chiar dacă le mai amestec, așa îmi place mie să le răspândesc. Așa. Acum, pentru cei, sper să nu pice beteluța mea. Pentru cei care ați ales brăduțul și steaua. În primul rând, până amestec cărțile. Steaua, știți bine că înseamnă ghidaj divin. Oricineva vă inspiră, ori primiți niște idei deosebite care vă ajută să vă vindecați și, în primul rând, cu acest braț să vă revitalizați. Bradul este un simbol
care reprezintă putere. Ia uite. Să ieșiți din 4, da? 4 de monede. Da, să vă vedem. Dar bradul crește în timp, e puternic, e înalt, rezistă furtunilor. Cred că... interesant. Cred că e vorba și de misiunea voastră, dar ca să ajungeți la această misiune, trebuie să vindecați ceva. O relație karmică, evident. Hai să vedem. Interesant, numărul 3. 3 de cupe, 6... Bă, eu cred că vine invers. Da. 6 de spade, 3 de cupe și încă o carte. La capătul setului de cărți simt să vă arăt regina de spade, care are dorința să se întâlnească cu prietenii, să manifeste un cuplu fericit, dar are tot în spate ori o colaborare cu cineva dominator, ori acasă există un personaj dominator. În fine, dăm o carte pentru numărul 3. În această perioadă, situația, una din situațiile prin care treceți în această perioadă. Și apoi vedem la ce trebuie să renunțați și înspre ce veți merge în momentul în care renunțați. Încă o carte pentru numărul 3. Da. Da, așa am simțit nevoia să pun cărțile, de fapt. Pentru că 6 de spade merge înspre soare. Și dintre cărțile prezente, cea mai aproape de soare este 3 de cupe, da? Este bucuria cu prietenii. Poate să fie și cu familia, dar în general sunt prietenii. Sunt momentele de sărbătoare pe care le vom... de care ne vom bucura, sper, cât mai mulți, da? Dar ca să ne bucurăm, trebuie să ieșim în această crispare. În primul rând voi, da? Ori sunteți într-o relație karmică, de care simțiți nevoia să vă detașați, pentru că ceva nu merge acolo. Apele, n-aș spune musai, poate să fie tulburi, dar cred că au stătut, cred, pentru că patru stagnează. Sunt ape... Iată. Interesant. Au venit două cărți. Da. Ia uite, și acum regele de spade. Regele de spade care are, cum am zis mai devreme, poate să fie același personaj sau cuplu sau personajul, da? Are în spate o situație toxică, toxică, relație karmică, diavolul și nouă de spade. Și trei de bâte. Speră că își va găsi adevărul sau personajul cu care se potrivește. În fine. Deci, 4 de monede. E un personaj 4 de monede. Că sunteți voi chiar cineva, veți vedea în funcție de ce zic. E un personaj care nu prea se deschide emoțional, pentru că se concentrează pe bani, pe stabilitatea sa fizică, așa a fost educat. Pentru că e vorba de 4, de casă. E o educație care vine pe filieră maternă, în mod special, sau tradițională. Pentru mine acest 4 de monede sugerează și o relație karmică. Pentru că așa au fost învățați unii să-și aleagă parteneri de viață, stabil, dar cu care nu se pot bucura. Și apare, pentru unii posibil să fie și un trio cu 7 de spade și 3 de cupe, posibil să fie și un trio. Apare o altă persoană care îi cheamă la viață pe acești 4 de monede, îi cheamă la viață, îi ispit, nu în sensul de ispită, nu știu, nu cred că e ispită, dacă voi vreți să o luați așa, e alegerea voastră, îi inspiră la un alt fel de a-și trăi zilele cotidiene. Dar trebuie rezolvată relația karmică. Trebuie rezolvat asta, zic, pentru că aveți un rege de spade și un as de spade. Da? Există o distanță între dacă voi sunteți în relația karmică și personajul care vă atrage
Da? Nu neapărat la petreceri, va atrage într-o nouă direcție, într-o nouă direcție, da? Șase de spade, trei de monede, într-un nou loc în care vă puteți bucura de sufletul vostru pereche, vă puteți bucura de viață, de altfel de emoții, da? Nu de această energie stagnantă. Pentru a manifesta adevărul, asul de spade și dreptatea și reușita, trebuie să tăiați niște legături karmice, diavolul, da? Într-o relație în care stați pe loc și vă faceți griji. Da, apare cavalerul de bâte, apare. Dacă voi vreți să vă duceți într-o nouă direcție și să vă bucurați și voi de faptul că existați pe pământ, da? E alegerea voastră. Însă, în această perioadă, trebuie să vă găsiți dreptatea, dreptatea, principiile și să vedeți minciuna, nu neapărat pe care v-au spus-o alții, posibil. În relațiile karmice, clar trăim o minciună, clar, pe care ne-a fost transmisă, sau care a fost transmisă prin educație și prin ceea ce am văzut la familia noastră, în general. Da, posibil. O perioadă ați încercat să rezistați, să mențineți acest trei de cupe, această bucurie, acest posibil triunghi amoros, eventual. Mințim pe cineva, ori karmicul, ori sufletul pereche, dar în această perioadă trebuie să spuneți adevărul. Trebuie să manifestați adevărul. Adică să lăsați, repet, apele tulburi sau stagnante și să mergeți înspre soare, înspre victorie și înspre dreptate. Dreptatea unde este de fapt? Nu acolo unde ne mințim pe noi, dreptatea este unde sunt două suflete care se înțeleg și se simt unul pe celălalt. Acolo este dreptatea. Asta trebuie să înțelegeți voi. Repet, nu doar cum ați fost mințiți de unii de alții, ci și cum v-ați mințit voi. Ar fi o mare prefăcătorie. Da? Să nu înțelegem și să nu acceptăm faptul că ne mințim singuri. De cele mai multe ori ne mințim singuri. Dar e frumos că această energie destul de 3D, nu sunt arcane majore în etalarea voastră. Sunt cărți chiar până în, ia uite, până în singurul asul de spade mai de vibrație înaltă, altfel sunt până la numărul 7. Numărul 7 fiind relații de lungă durată. 3. Da? În relațiile de lungă durată v-ați păcălit, interesant cum vine mesajul. Prietenii v-au mai fost alături, da? Și eventual, la muncă, interesant, la muncă și acasă, aveți acolo de ceva lăsat în urmă, de lăsat ceva în urmă, pardon, și să vă duceți înspre oamenii care vă umplu sufletul de lumină și de bucurie. Vin sărbătorile, da? Și nu doar că vin sărbătorile, trăim niște vremuri foarte crunte și o criză teribilă. Și atunci, ce facem în aceste momente? Ne mai mințim pe noi sau învățăm să acordăm atenție emoțiilor sănătoase și sufletului? Da, și ce dacă e potențial de triunghi amoros? Eu nu stau să judec acum de ce triunghiul amoros. Eu citesc cărțile și zic atât. Că sunteți chemați să faceți dreptate, să vedeți adevărul, să aveți victorie și să alegeți altfel de oameni în viața voastră. Și în primul rând, până să vină altfel de oameni, să alegeți să exprimați, regele de spade aici exprimă, altfel de lucruri. O înțelepciune la care ar trebui să ajungeți în această perioadă. Ia să vedem la ce trebuie să renunțați. Am zis, un portal energetic este ca și când treci dintr-o cameră într-alta. Dar hai să vedem camera din care ieșiți în această perioadă, numărul 3. Camera din care ieșiți.
Doi de bâte invers. Interesant că a venit invers. La ce trebuie să renunțați? La acest doi, da? Ori una, ori alta. Și e bine, da? Renunțați pentru că găsiți adevărul, sunteți chemați. Sunteți chemați, auzi, aveți 6-7 de spade, da? 6-7 de spade. Găsiți adevărul, găsiți victoria, vedeți unde vă păcăliți. Eu nu zic musai să nu stați în relații stabile, nu. Dar vedeți dacă acelea stabile sunt chiar stabile sau este doar impresie. La ce trebuie să mai renunțați? Doi de bâte. Da. Invers. Uite, asta mi-a venit. Patru de monede. Interesant. Da, exact asta. Patru de monede. Dar această energie concentrată pe bani, pe falsă, aici e falsul, aici e falsitatea, falsa stabilitate, casa a patra, relațiile karmice, da? Și relațiile de lungă durată. Aici este. Posibil la locul de muncă ați întâlnit oameni, altfel de oameni. La capătul setului de cărți, 10 de cupe. Și 3 de bâte. Și... doi de monede, iau-te. Iar acest doi. Această instabilitate și nouă de spade pe care l-am văzut mai devreme, dați în urmă, da? Da? Ce fac? Stau în relația toxică, da? Aici este adevărul. Asul de spade iar apare, da? Aici este adevărul. Stau în relația toxică în care mă lupt. Vedeți cărțile? Da? Puterea. Mă lupt să rezist, să fiu puternic, da? Nu contează că de fapt pierd nopțile și mi-este rău și îmi fac griji, nu? Și doi de monede ce face? Stă și alege, cântărește. Ori o cheie, ori altă cheie, da? Dacă renunțați la aceste relații karmice sau la acest stil crispat de a fi, sau personaj, poate e un personaj pe care îl știți voi, da? Puteți să manifestați asul de cup, 10 de cupe la distanță. Dar ideea este, în primul și în primul rând, că se va manifesta acest 10 de cupe în momentul în care faceți pașii necesari. Dar apare și aici 3 de bâte, da? Aici este, da? Și diavolul. Diavolul și 9 de spade, da? Și aici 9 de spade, asul de spade și puterea. Aveți un personaj cu care vă luptați sau vă luptați cu voi. Și cântăriți. Ce să aleg? Ce să aleg? Ori una, ori alta, ori una, ori alta. Da, într-un taler al balanței, poate aveți balanță unii dintre voi, într-un taler al balanței, există cineva la distanță care vă poate aduce fericire, da? 3 de cupe și 10 de cupe. Dar dacă voi nu faceți alegerea corectă, această fericire rămâne doar un ideal. 10 de cupe poate să fie un ideal, o iluzie. Da? Cum puteți să știți dacă este iluzie, dacă nu faceți pașii corecți înspre această iluzie sau acest ideal? Cum? În fine, cărțile au arătat că trebuie să renunțați la 4 de monede. Voi știți mai bine ce reprezintă acest... eu v-am citit cărțile în principiu, vi le-am... da. Nu mai țineți atât de mult la această falsă stabilitate. Pe de-o parte, vă izolați de lume. Nu vedeți că lumea e în zare. Mergeți înspre prieteni, mergeți înspre oameni veseli, poate nu sunt prieteni, poate e o persoană cu treiul de bâte, e o persoană la distanță, e o persoană prietenoasă, sensibilă, glumeață, veselă, cu care puteți dansa, puteți bucura. Ia uite, mergeți, interesant, da? Apare de două ori. 8 de bâte. În camera în care intrați, dacă faceți mișcare, dacă nu vreți să treceți, evident. 9 de monede. Să le iau și... hai să le iau și pe astea. Și gata. Da. 5 de spade. Aveți conflicte. Aveți conflicte, dar cu cineva, cu oamenii aceștia care
Vă țin pe loc, vă păcălesc. Sunt niște conflicte, manipulări, în primul rând, mentale. Dar pentru mine, cinci de spade în acest set de cărți reprezintă și afirmațiile pe care le puteți face de eliberare ca să scăpați de aceste lucruri. Pentru cine știe și a ascultat videoclipurile de la lună plină, acum mergeți înspre 9 de monede. În primul rând, călătoriți cu pasiune. Comunicați cu oameni care vă inspiră. Comunicați lucruri inspirate. Mă repet, lucruri veritabile, lucruri înțelepte, da? Ca să puteți manifesta independență, 9 de monede, o persoană independentă, da? Să ieșiți din acest patru fix, da? Și mergeți înspre misiunea voastră. 8 și 9, transformare și spiritualitate. Apropo de 9, de Jupiter, de... Ia să vedem. Ia uite, 5 de spade. Nu de spade, de spirale, de bâte. Și Marea Preoteasă. Interesant. Probabil că oamenii care... Da, nu că probabil, sigur. 5 de bâte. Vor fi conflicte. În secret, posibil cineva să vă mai facă greutăți. Știți voi la ce mă refer, da? Cine practică chestiuni nasoale, să le fie rușine, voi trebuie să învățați prin credința. Asul de spade înseamnă și credință și capacitatea de a vă folosi mintea și cuvântul în așa fel încât să vă tăiați legăturile karmice. Dacă cineva vă face ceva, sunteți în stare, voi, simpli oameni, da? Să vă tăiați aceste legături karmice, posibil cu 5 de... ce nu-mi place. Dar, în primul și în primul rând, 8 de bâte și 9 de pământ reprezintă creștere spirituală. Amândouă reprezintă creștere spirituală. Și atunci, da, repet, dacă faceți pașii necesari și vă eliberați de ce trebuie, chiar dacă ei vor mai încerca în secret cu 7 de spade și cu Marea Preoteasă, în secret eventual, să vă creeze conflicte, să mai vorbească, să bârfească, să vă pună, da, bețe în roată, este problema lor. Problema lor. Voi dacă intrați în această vibrație a regiului de spade, asul de spade, și nu vorbesc de zodii, da? Vorbesc de ce aveți de făcut. Uite, interesant, am vorbit de afirmații, de eliberare. Dacă cineva vă face niște chestii, dragii mei, puteți. Eu, ce e aici, dragii mei? Nu este asul de spade, nu este Excalibur. Mai citiți un pic sau dacă nu, vedeți firmele acelea cu cavaleri, cu cavalerii mesei rotunde, da? Să vedeți ce înseamnă Excalibur. Este sabia dreptății pe care numai cel care este corect o poate ridica și dragii mei, și folosi. Așadar, aici este înțelepciunea la care trebuie să ajungeți, lucrurile de care să vă eliberați ca să manifestați transformare și creștere spirituală, independență eventual. Sau dacă știți că e un personaj independent care vă inspiră la distanță, mergeți către acest personaj care are o misiune. În această carte, așa văd o femeie care are o misiune spirituală. Călătoriți spre acest personaj și intrați într-o altă vibrație. Cam asta e, în principiu. Da, la această etalare, la numărul 3, am simțit așa, la nivelul chakrei a patra, apropo, știți că e inima, da? O apăsare. Dar cărțile arată ce se întâmplă. Vă păcăliți, aveți grijă. Nu zic doar că nu vă păcălescați. Nu, afară de faptul că vă păcălescați. Aici trebuie să vedeți cine vă păcălește, cine spune adevărul și unde vă păcăliți voi. Și am senzația că cineva vă inspiră totuși. Mergeți, repet, schimbarea în momentul în care veți lăsa ce nu vă e benefic. Schimbarea aduce posibil o călătorie într-un alt loc în care puteți să fiți independenți, în care vă puteți găsi misiunea spirituală, financiară, ce-o mai fi. Stabilitatea financiară. Interesant, puteți să vă mutați ce energii se vor manifesta de la om la om. Puteți să vă manifesta stabilitate.
într-un alt loc. Dacă schimbați locul, schimb norocul, pe ideea asta. E o chestiune de distanță. A apărut 3 de bâte de 2-3 ori, parcă, da? Nu, de 2 ori. Și în cărțile negre și în celelalte albe. 6 de spade și 8 de bâte. Și atunci trebuie să ieșiți din stagnare, repet, ca să vă descoperiți pe voi înși vă. Aici. Descoperirea voastră. Dacă cineva vă ajută și vă inspiră, cu atât mai bine. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine!